cu minte, Livian. Ce vorbești? Eu vorbesc pe dovezi, știe... Adică dacă nu e jumătate. Știe toți concurenții, toată lumea care a fost aici. Toată lumea care a fost aici. Speruie fost ce a făcut Bianca, despre ce vorbim. Hai, du-te, ia-o în lung. Acolo sunt pa, pa, Livian. În gunoi ăla stând și vorbim. În Europa zi voi se curea la lui. Acolo ai voi și tu, Mariana. Gunoi, acolo bagă pe iubita asta a ta, care cică mare dragoste. Bărbatul meu mă tot de-a. Du-te acasă, frate, dacă tot nu stai aici pentru faimă. De ce te tot iei? Tu ai vorbit despre tine. Că domnule, am venit aici pentru showbiz, pentru faimă. Voi stați pentru susținători. Tu ai crezut că emisiunea e fake și ce ai zis? Băi, băiatule, voi stați pentru susținători, pentru faimă, da? De ce nu te duci acasă, dragul meu, dacă tot ești te-ai îndrăgostit? Lasă-ne și nouă loc. Vreau să câștig premiul cel mare. Lasă loc să vină un bărbat, că m-am săturat de voi, de fătărăghii ăștia, de tine și de Jador. Băi, tu și cu Jador, go home! Că sunteți doi fătălăi sunteți, sunteți ăla care când vine câte o fată în casă, gata, le ia pe toate la rând și le face de comandă. Dar cine e el? Păi îți votați, îți favoriți. Dar nu mă interesează, pot să plec și momentul ăsta, mi-asum, nu mă interesează. Pe mine, de mine, nu comentează nimeni, în primul rând Jador, care nu mă cunoaște. Hai, te-ai zis, domnule, domnule, voi m-ați judecat în necunoștință de cauză. Andreea, stai, doamne. Ei, uite că eu am așteptat două săptămâni ca să vorbesc. Andreea, schimb. Și am dreptul să vorbesc. Am dreptul să vorbesc și să-mi spun părerea. Și de asta am făcut și live. Să știe lumea, da, să știe lumea și părerea mea, că am dreptul, frate, să-mi dau cu părerea despre ce vorbim. Ea și-a lăsat băiatul, deci și-a lăsat posibilul iubit. După ai, du-te, mă, relație, că atâta știi să vorbești, tu, mă! Și-o zis, bine, vrei să ai emisiune? Dar tu atâta știi, că altceva nu mai știi, ești... Ai cu minte în banca ta! Te ataci de ceea ce spune fata ta! Stai cu minte în banca ta, dă-l încolo! L-o sunat, iubire, știu că ești cu nevastă ta, m-o sunat de la emisiune, uite, o să fie mai mare mândria pentru tine, fiindcă o să ai o amantă care e la televiziune, care e difuzată. Ăla, fiind bărbat, că doar își riscă familia, bă, ăla, nu umblă cu ea, chiar dacă se vede de 3 ori în 7 luni, umblă cu ea, umblă da, cu ea și poate da, să desparte da, de femeia care-i credincioasă lui, care nu umblat înainte prin clubul cu o groază de bărbat și-a înșelat bărbatul ăla de 6 ani, de-aia au părăsit-o, că l-au înșelat și cu cel mai bun prieten. Nu mai vreau să mă seară cu Livian și cu Jador. Andreea, Livian și Jador. Nu vreau să mai vorbesc cu ăsta, mă, care vorbește gratis, vorbe gratis. Eu vorbesc pe dovezi ce vorbește lumea din casă, da? Ce-a făcut păi nu, eu vorbesc pe dovezi. Vorbe, asta spui, că vorbești pe vorbe, nu pe fapt. Ca și cum am zis că eu am zis că Bianca e bună, din, că am zis eu că e expertă la dușul. Tot ce spui, spui doar pe vorbe. Băi, tu mă judești pe mine, Livian, în condițiile în care fata asta cu care nu știi nimic, n-ai văzut nimic, n-ai nimic, nimic. Mai judeca stânga dreapta, Livian, vezi ce ai în grădina ta, da? Eu știu ce am în grădina mea. Adevărat, adevărat, i-ai ridicat fata și s-a văzut. Halal, iubire. Frumos, ce iubire e asta, mă? Frumos, o respectă de nu-i adevărat. Îți dai seama ce iubire? Dar nu înțeleg de ce se bagă el și nu vorbește ea, că eu am vorbit despre ea. Ia-mă, ia-mă judeca manu când am intrat în casă. Eu cu ce rămân? De ce atunci judeca când a intrat în casă, v-ați atacat cu nevasta ta? Dar cum ai atacat? Păi da, aia zic, dacă ea nu te mai atacă, tu de ce te-am atacat pe ea? Hai, tu nu înțelegi, scrie lumea mesaje în continuu, manu. Am dreptul să dau explicații la oameni, corect, ei vorbesc și își dau cu părerea, am dreptul să vorbesc cu oamenii, da? Pe live toți oamenii mă judecă. Și o să fac live, iar cum tot ce vrei tu și zici ce vrei tu. Da, uite, când venim în emisiune, de exemplu, sau un exemplu, trebuia să explic și la televizor, că poate mulți n-au văzut. Exact, trebuia să explic la televizor și aici și oriunde eu asta sunt, nu mă dau altceva și în emisiune aici mă dau mare doamnă și în afară sunt altceva. Nu, fraților, lași și fiți asumați și sta demonstrați iubire. Voastră, că e puterea dragostei, nu e puterea faimei sau a susținătorilor. Eu plec și în momentul ăsta, dacă consideră producția că trebuie să plec acasă, eu și în momentul ăsta plec acasă, da? Nu stați aici pe faimă, dragii mei, și pe susținători pe YouTube. Ci că, vai, vezi, doamne, mare dragoste, duceți-vă acasă, cum a făcut Bogdan Mocanu. Dacă tot vă iubiți așa, păi Livia nu vrea să plece, că stai aici pentru faimă. Dacă tot te-ai băgat în seamă cu mine, Ricardo, uite, am să-i spun lui Dea că te-ai dat la mine pe WhatsApp, cum faci? Nu-i spune! Ce face ăla? Mă mai iubești? Nu, dar nici nu te-am iubit. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Ela s-ar veni mama la copii și Denisa pofta inimii, nu? Ela, tu știi bine că ai fost pe primul loc cândva la mine. După aia te-ai jucat cu mine, m-am jucat și eu cu tine. Am impresia că tu glumești mai tare cu Marius decât cu mine, Manuela, asta e rău. Nu mai tare decât glumește ela cu tine. E
ok, am înțeles, fata copinea. Cu ce gânduri ai venit la noi? Am venit pe locul lor. Care pe care? Ai vreun anume pentru care ai intrat? Da, cineva îmi place. Trecutul meu și tu vii cu acuzații și mă judeci că am vârsta de 31 de ani. Să-ți ajute Dumnezeu și să ajungi și ce tu scrie? La vârsta Karma. Mea. Și să dea Dumnezeu să nu faci și tu copil. La vârsta asta care o am eu, să nu ai niciun copil. Uite așa. Doamna Andreea, dar suntem în șatră să ne blestemăm între noi. Vrea să încetați, pentru că sunteți copii și nu știți despre ce vorbiți. Opriți-vă aici. Tipul de femeie care face un copil cu un bărbat numai ca să plătească bărbatul pensie alimentară să tragi bani de pe el. Tipul ăsta de femeie ești tu. Livian, să nu-ți pară rău, oprește-te. Opriți-vă, vă rog din tot sufletul meu. Manuela, gata, ți-a trecut de Ricardo. Și-l lași? Să știi că de întors Denisa o să se întoarcă. Probabil că o să fiu o plecată atunci. Bă, dar ea ți-ar căuta ceva nod în papură și nu-ți găsește și atunci trebuie să dea și ea cu ceva în tine. Zice și ea ce-i vine la gură. Dacă de fapt e emisiunea altfel. Când o fată sau un bărbat nu se îndreaptă către tine, tu trebuie să pleci, nu să rămâi. Cum adică? Păi cuplul s-a făcut și i-a plecat? Asta e pe bun. Dar știi ce se întâmplă? O văzut că nu are nicio activitate, nu știe să se bage. Da, mă, și o să ai că le dau la ăștia care-s mai. Exact. Care-s mai. Adică ea nu are capacitatea de a se băga într-un subiect, nu la nivel înalt, la nivel mediu, cât e cât să fie acolo, să aibă niște argumente bune. Și ce-o zis? O vorbit cu cineva nu care ceva susținător și-o zis, bă, dă ei. Da. Că așa ai și tu rolul tău. Dar ne-a dat în mine, că care știe că eu n-am susținere. Nu era normal să se ia cu cel mai de sus de gât, da, când vii la război trebuie să vii cu argumente, tată. Dacă-s vechi, știu, da, știu și ei care nu? E normal, ce, ce rost avea să se ia de Marius sau de Iancu, care știm că noi nu ripostăm, că noi suntem liniștiți. Eu acum am avut de zis și fiți atenți, de la mine și de la Bianca, eu nu mai pot să mă înjure de toți sfinți. Da. Eu până în gală, eu mă mai bag în seamă. Și ce se întâmplă? Eu mă refer că s-au luat de ei fiind și culpul. Dă și Nea care e puternică în casa aia, dă și Livian care e puternică în casa la băieți. Înțelegi? Go home, dragii mei, că v-ați făcut cuplu. Aia, ok, am înțeles, e o competiție, un concurs. A scăzut. Duceți-vă acasă și lăsați să port un dialog cu tine. Să aducă bărbați adevărați aici, nu fătălăi de ăștia, să mă cert în fiecare zi. Ești cu Jador și cu Livian. Mult prea despre jos ce vorbim? De mine și n-am cum să tu ești mare țărancă, vrei să mint? Tu ești o babă și o țărancă. Tu asta ești, care i-ai luat pe toți la rând aici. Nu ți-ai permis să vorbești de mine, da? Știi ce? Pe tine nu te lua nimeni. Da. Băi, fata mea, tu ești... Păi normal că nu, eu am standarde. Băi, eu am standarde, stai liniștită. Pe tine n-ar pune de mesaje de la bărbații. Da, de la bărbații. Nu aici, îi pui mâna pe... None, te-a... Oianu, ai luat unul după altul pe zi, așa la rând. Tu vorbești de mine? Da, problema e că tu n-ai putea să faci. Lumea știe cine ești, stai cu mine în banca ta. Tu n-ai putea să faci niciodată. Stai cu, dar n-o să fac așa ceva, bă, că eu nu sunt ieftine ca tine. Păi nu, n-ai cum să pui tu mâna pe nimeni niciodată. Dar tu ești ieftină. Ești prea ieftină, Bianca, crede-mă. Tu ai IQ-ul prea scăzut. Tu deja ai eticheta, ești prea ieftină. Eu o să vorbesc aici până pe... Da? Dacă nu se aduc bărbați adevărați, eu nu mai stau în această emisiune, că nu stau să fac circ așa pe gratis. Nu mai insulta. Și pe nervii mei și pe stresul meu și mușala mea. Nu mai ridica voce, vrem și noi să vorbim. Uite, pe ăla chiar eram curioasă, dar îmi pare rău că am lipsit-o. Dar duceți-vă acasă și lăsați producția să aducă bărbații aici. La ce mai stai? La cine plânge dacă pleci? La ce mai stai tu aici dacă stai cu bărbat? Du-te acasă, Ela, fetița mea. Go home! Am numit urât, m-am... Du-te acasă! Ne-am săturat de teatrul ăsta care l-am jucat. Greșit, pentru că ai văzut și Jean. Vai, o ardeți mare îndrăgostiți numai când trec pe lângă voi. Îți dai seama ce se pupă ei. Mi arată mie dragoste, parcă trebuie să-mi demonstrați mie că vă iubiți. Mamă, cum trec pe lângă ei, cum se pupă și se îmbrățișează. Stați, cum minți, mă, că sunteți fake-uri. Mare fake-uri sunteți. Luați și fiți corect și dacă sunteți nevinovați, atunci să comentați. Nu când aveți gunoi în spate și dita mai gunoiul. Dita mai gunoi și te dai sfânta, acum și tu ai mare răutate în tine. Andreea,
Să ne vedem de gunoiul nostru din spate. Dacă ai stat în spatele nostru, da, am avea gunoi. Ce? Stai că n-am înțeles, repetă. Dacă ai stat în spatele nostru, da, am avea gunoi în spate și ne-am vedea de el. Da, mare gunoi aveți, vreți să vă mint? Și cu asta, Bianca, fii atentă. Nu mai băga în seamă, te rog eu frumos. Ba da, o bag în seamă cât vreau eu. Nu te mai bag în seamă, fii atent. O bag eu în seamă cât vreau eu. Poate asta m-a judecat în condițiile în care ea are un trecut varză rău, în beci, la televizor, da? Să și-l asume. Ea m-a judecat pe mine? Despre ce vorbim? Tu nu te mai băga în discuție cu noi, că noi suntem femei, fete, ce suntem? Tu ești bărbat? Demonstrează că ești bărbat, te mai băga în discuția mea. Mă, Livian, ți-a spus tăticul tău să... Tu crezi că vrei să o fac pe Bianca? Eu cred că ești gelos. Ești gelos. Vrei să ai ceva cu Bianca? E gelos că da, poate să stea cu ea în permanență. Bine, e mare frumusețe, vrei să te mint că zici că e bunica când era tânără. A, pe tu gândești că ești bunica când a murit.